Cum sărbătorești 10 ani de experiență? 10 ani plantare tempo de mare viteză. 10 ani de inovație constantă. 10 ani de precizie remarcabilă de plantare cu mare viteză. Noi sărbătorim privind spre viitor. În 2022 îi uram bun venit în familia Tempo lui Vaderstad Tempo L1624, umplere centrală, care înglobează spațiu atât pentru semințe, dar și pentru îngrășământ, într-un sistem de depozitare central. În ultimii 10 ani, mii de fermieri și-au văzut terenurile agricole atingând potențialul maxim, datorită lui Tempo. Și un lucru este sigur. Noi abia am început. Vaderstad, unde începe agricultura. Salut, Andrei! Vă salut! Mulțumesc mult pentru primire și, așa cum știm, sunteți o gazdă primitoare. Ai preluat de la tatăl tău mult din atribuțiile acestei firme. Ferma de legume fierbinți. Ce te-a determinat să-i pui numele ăsta? În primul rând, pentru istoria legumiculturii de aici. Înainte se cultivau foarte, foarte multe legume. Sunteți mulțumiți de calitatea acestui produs? Da, suntem foarte mulțumiți. Au o productivitate foarte bună. În primul rând, aspectul comercial e nemaipomenit. Gustul, la fel, are un gust aparte și e foarte rezistent. Grosimea pulpei este foarte gros în carne. Deci anul trecut am avut o cultură de vinete. Anul acesta s-a început cu o cultură de varză și acum ați continuat cu tipul ăsta de ardei, hibridul Ardans. Ce densitate și ce suprafață cultivați cu hibridul Ardans anul acesta? E o suprafață de 1800 de metri pătrați. Avem în solar, în momentul de față, 5500 de plante și plantarea am făcut-o pe 22 aprilie. Andrei, tatăl tău cultivă legume de 30 de ani. Cât de mult îți dorești să-l întrești pe tatăl tău? Îmi doresc foarte mult să îl întrec, mai ales că s-au dezvoltat și tehnologiile de cultură. Avem și alte avantaje și e un plan de viitor să continui. Bravo! Te felicit și cred că mergând pe drumul ăsta ai toate șansele să reușești. Da, mulțumim! Avem de la mânzat și părți mai puțin premium. Dacă până acum ne-am jucat cu antricotul, ne-am jucat cu vrăbioara, ne-am jucat cu mușchiul, iată că ajungem și la partea de rasol. Rasolul ce presupune? Rasolul presupune că avem o
cantitate destul de generoasă de os, care este înconjurat de niște mușchi extrem de duri, pentru că sunt folosiți în fiecare zi, animalul stă pe picioare în fiecare zi. Și dacă tăiem mai de sus, avem un pic mai multă carne, osul fiind un pic mai mic. Ce facem cu aceste bucăți de carne? Ei bine, ce vă propun este să facem un consomé. Ce înseamnă consomé? Consomé înseamnă o supă clară în care nu găsește în ea mare lucru decât gust intens din ce a fost făcut. Consomé poate să fie de pasăre, poate să fie de rață, poate să fie de vânat, consomé poate să fie în cazul nostru de mânzat. Și pentru aceasta vom avea nevoie de partea de rasol. Pentru că eu am două bucăți, normal dintr-una singură, care are o bucată de generoasă de carne, dar pe partea cealaltă osul este mai mare. Dintr-o singură bucată de rasol puteam să fac consomeul din această zi, dar am ales să folosesc al doua pentru că vreau să fac o parte de rasol. Îmi place foarte mult, este o altă rețetă în care să o intrăm, îmi place foarte mult rasolul cu sosul de hrean și cu tagliatele. Dar ca să pot să fac și rețeta aceasta de tagliatele cu rasol, am nevoie să-l fierb mai întâi. Bineînțeles că rasolul, după cum știm, fierbe destul de greu. Atunci, ce folosim pentru acest rasol? Să facem consomeul și să facem și rasolul cu tagliatele. Folosim cele două bucăți de osobuco și folosim la legume. La legume este foarte important, francezii spun la aceasta mirepoix. Mirepoix ce înseamnă? Mirepoix înseamnă ceapă, țelină, morcov. Acum, trebuie să explicăm. Este mirepoix de vară și mirepoix de toamnă-iarnă. Și anume, în toamnă-iarnă se folosesc rădăcinoasele, morcovul, țelina și ceapa, cele care sunt mari, uscate, da? Adică folosim ceapă galbenă uscată, țelina mare, morcovul la fel matur. În schimb, în mirepoixul de primăvară sau de vară, putem să folosim țelină apio, putem să folosim ceapă verde, cum avem acolo, și putem să folosim morcovi proaspeți. Și atunci gusturile sunt mult mai intensificate, mult mai parfumate. Dar eu le voi pune pe ambele pentru că le găsim pe piață, iată, ne bucurăm de acest lucru. Am aici o bucată de praz. Ce facem cu bucata de praz? Eu am ales să tai un pic în două bucata de praz și facem ceea ce francezii numesc buchet garni. Haideți să vă învăț și pe dumneavoastră, cei de acasă, să faceți un buchet garni. Ca să nu vă chinuiți la final, să începeți să căutați prin consomeul dumneavoastră toate lucrurile pe care le-ați băgat acolo, rozmarin, cimbru, cimbrișor, salvie, ce vă place dumneavoastră, pătrunjel, îl punem în foaia de praz, închidem foaia de praz și luăm o sfoară de bucătărie, tragem peste prazul nostru și iată, acesta se numește buchet garni. Și acum, indiferent cât fierbem, că fierbem o jumătate de oră, că fierbem o oră sau poate o oră jumate la bucata noastră de rasol, aromele vor rămâne înăuntru, în vasul nostru și la final putem să extragem prazul cu ierburile aromatice, buchetul nostru garni. Care este pasul al doilea? Pasul al doilea este să luăm cărnița noastră, rasolul, bucățile de rasol și să le prăjim un pic în tigaie, să-i dăm o față, cum spunem noi bucătarii. Și de ce facem lucrul acesta? Pentru că vrem ca consomeul să aibă culoarea de chihlimbar, să aibă o culoare închisă. Și atunci, ca să obținem această culoare, trebuie să avem o parte de carne să fie caramelizată într-o tigaie sau pe brasieră, după care începem să o fierbem. După ce a fiert și spumăm de câteva ori bine, punem legumele noastre. Și anume, punem țelina, ceapa, morcovul, așa mari cum sunt ele întregi, foi de dafin și am ales condimente, am ales să punem chimen și enibahar. Îmi place foarte mult și aroma de la chimen și de la enibahar. Bineînțeles, o să punem și piper multicolor și un pic de sare. Nu vrem să sărăm în exces, pentru că vasul nostru nu este destul de mare, sunt doar 5 litri aici, dar pe măsură ce va fierbe, va scădea zeama și atunci vom vedea exact dacă ne mai trebuie sare sau nu. Rămâneți cu noi, dăm drumul la consomé și dăm drumul la un rasol cu tagliatele. Scoatem bucățile noastre de rasol, să le tapetăm un pic. Brasiera este încinsă. Eu am condimentat în prealabil, cum fac de fiecare dată când achiziționez bolțată românească, vă spuneam, îmi place să condimentez carnea și așa să o pun la rece sau la congelator după caz. Condimentele pe care le-am folosit și de data aceasta, sare, piper, boabe de muștar, coriandru, boabe de coriandru și cam atâta. Perfect. Iată ce bucată frumoasă de rasol. Punem un pic de ulei. Nu e neapărat să fie de măsline, poate să fie un ulei de floarea soarelui.
Atenție când dăm drumul la bucata de carne să nu ne ardem. O luăm și pe a doua. Surprinzător, dacă de obicei ne plac bucățile anatomice premium de la animal, pentru rețeta aceasta iată că este exact contrariul, și anume bucățile cele mai neimportante, să zic așa, sunt cele care contează cel mai mult, pentru că unde este carnea cea mai tare, și anume la partea de jos a piciorului animalului, a pulpei animalului, acolo unde se ține practic toată greutatea animalului, avem cea mai mare cantitate de colagen și de estrogen. Practic, ce facem noi acum este o extracție de gust. Extracție de gust și din oase, și din măduvă, și din părțile anatomice mai tari ale animalului. Într-adevăr, durează mai mult, dar plăcerea și rezultatul final este extraordinar. Lăsăm să se caramelizeze. Nu trebuie ca la steak sau ca la mușchi sau la antricot sau la vrăbioară. Nu trebuie să tot învârtim carnea noastră la fiecare un minut, un minut jumate. Putem să o lăsăm 4-5 minute pe o parte, 4-5 minute pe partea cealaltă, până când face o crustă. Pe mine mă interesează crusta aceea ca să avem și aport de gust, dar și de culoare în consomeul nostru. Pregătim și ceapa. Nu vă chinuiți să tăiați mărunt, mărunt, pentru că oricum o vom... După ce facem extracția de gust, o vom arunca. Ceapă, țelină, morcov, praz. Lucrurile de bază pentru consomeul nostru. Foi de dafin. 4-5 foi de dafin. Chimenul cu enibaharul. Introducem și piper. Punem generos piper. Putem să punem la fiert. Ok, imediat ce începe să spumeze, îndepărtăm. După care putem liniștit să punem și legumele. Într-adevăr, este o rețetă care necesită un pic de răbdare. Și timpul de fierbere sau metoda de fierbere e foarte importantă ca să-ți iasă un consome cât se poate de clar. Fierberea trebuie să fie, sau ritmul fierberii trebuie să fie foarte mic. Nu trebuie să fiarbă alert, să bolborosească, să sară din oală afară. E un indiciu foarte, foarte bun că nu o să-ți iasă un consome clasic. Și atunci începem să punem legumele. Avem ceapă verde, ceapă uscată. Dacă vrem să avem o culoare și mai intensă, putem să călim un pic legumele, dar noi avem două bucăți de carne cu os destul de generoase pe care le-am pregătit în brasieră în prealabil. Punem și morcovul. Toate legumele. La final avem și câțiva căței de usturoi. Și ce rezultă aici? Rezultă un consome, o să fie o chestie foarte, foarte gustoasă, savuroasă. Extracția se va face din toate plantele aromatice și din toate legumele acestea, inclusiv din carne și din oase, din măduvă. Obținem o bază. Baza aceasta putem să o folosim ca atare, ca și consome. Putem să o folosim la sosuri, putem să o folosim la un ramen. Chiar mi-aș dori să facem un ramen. Singurul lucru ce ar mai lipsi aici pentru un ramen ar fi niște ghimbir și niște lemongrass. Dar când o să facem un ramen, în consomeul acesta o să-l înnobilăm cu ghimbir și cu lemongrass ca să ne iasă preparatul nostru. Dar deocamdată trebuie să avem răbdare, să lăsăm să fiarbă. Imediat ce a fiert, vă arăt cum arată un consome. Ia să vedem noi ce avem noi aici. Oho! Exact ce spuneam. Avem culoarea minunată a fiert. Legumele am avut extracția din legume, le-am și aruncat deja. Da, nu mai trebuie sare. Într-adevăr. Bucata de carne fiartă deja cade de pe oase. Excelent. Exact ce ne trebuie nouă. Bun. O strecurare finală. Trebuie să aveți o strecurătoare foarte fină. Noi numim asta în bucătărie chinoise sau chinezu. Dar dacă nu aveți, încercați să puneți într-o sită. Încercați să puneți un pic de tifon. Sunt convins că fiecare dintre dumneavoastră aveți acasă
un pic de tifon. Strecurăm. Repet, ingredientul principal la preparatul acesta este răbdarea, pentru că rasolul este o parte anatomică care, într-adevăr, mai greu se gătește. O pun un pic de rezistență în gătire. Suficient că vreau să păstrez și carnea la cald, cu capacul. Și acum avem noi ceea ce numim aici consome. O metodă foarte bună prin care putem să ne dăm seama de cantitatea de estrogen și colagen pe care o are extracția noastră este foarte simplu. Punem un pic de supă și începem să facem degetele și la un moment dat deja începem să simțim cum se lipesc efectiv între ele, ceea ce înseamnă că avem o cantitate destul de generoasă de colagen și de estrogen. Gustul este perfect, dar nu mai am legume, am doar consomeul. Pentru aceasta am rezolvat problema, și anume am ardei, țelnă apio, țelnă normală, un pic de ceapă și un pic de morcov. Vreau doar să le sotez un pic în tigaie, ca totuși să am în farfuria noastră, să am și ceva legume. Voi lua și un pic de bucățele de carne din consomeul nostru. Pe care de asemenea vreau să le rup fâșiuțe și să le pun în consome. Cum ar veni, avem o ciorbă de văcuță, dar descompusă ușor. Un pic de ulei, nu foarte mult. Începem cu ceapa și cu morcovul. Țelină. Ardei și țelină apio. Suficient. Sare și piper. Două minute, doar vrem ca să se moaie un pic legumele, dar vreau să păstrăm textura, vreau să fie al dente ca să avem ceva textură în consomeul nostru. Și avem și cărnița, putem să ne bucurăm de consomeul acesta, este un prânz absolut delicios. Pregătesc niște cărniță. Ultimul lucru care mai îmi trebuie e niște pătrunjel tocat. Consomeul nostru este gata, într-adevăr, durează un pic mai mult, dar merită efortul. Vă sfătuiesc, faceți lucrul acesta acasă, o să fie bucuroasă toată familia. Vreau să torn consomeu, legumițele noastre le-am sotat un pic, avem și cărnița de vită deasupra. Turnăm consomeul încet, suficient. După cum spuneam, un pic de pătrunjel. Preparatul nostru este gata, încercați produse românești, încercați bălțata românească. Poftă bună! Carnadin, produsul despre care este vorba, este un produs nou în portofoliul Nufarm și este, putem să-i spunem, fără pic de mândrie, că este un produs revoluționar din mai multe puncte de vedere. Datorită formulării, este cea mai modernă formulare. Am utilizat cel mai modern solvent pentru a amplifica eficacitatea produsului, pentru a avea o acțiune mai rapidă datorită acestui solvent, ceea ce este foarte important pentru un insecticid. Celălalt punct de vedere pe care ne-am axat este dezvoltarea acestui produs. Nu ne vom opri la eticheta curentă, ci vom continua să investim în dezvoltarea etichetei acestui produs, fiind un element important pentru fermieri în combaterea integrată a donatorilor, în alternarea substanțelor active, având în vedere că substanțele active disponibile sunt din ce în ce mai puține. Avem intenția de a omologa produsul și să deschidem eticheta mai exact și la alte culturi. Următoarele culturi la care intenționăm să extindem sunt culturile de grâu, ors și porumb. Momentan sunt în evaluare, având în vedere că normele europene au devenit din ce în ce mai dure și mai restrictive. Ne așteptăm la un proces îndelungat
dar suntem pregătiți pentru fermieri să facem și acest pas pentru a extinde la un număr mare de culturi relevante pentru ei. În momentul de față avem în dezvoltare un erbicid complex pentru cultura de cereale poioase. Dezvoltăm un erbicid cu aplicabilitate în preemergență la cultura de porumb și, de asemenea, avem în pipeline două fungicide, unul pe bază de o singură moleculă cu aplicabilitate la culturile de cereale păioase și rapiță, urmând ca într-un orizont de timp un pic mai îndepărtat să venim și cu un ready mix pentru un control mai eficient, având în vedere sinergia a două substanțe active pentru controlul bolilor din culturile de cereale păioase, rapiță și ulterior, de asemenea, floarea soarelui, care suferă, având în vedere că sunt din ce în ce mai puține produse disponibile pentru protecția ei de boli. Din nefericire, nu prea mai avem produse pentru rapiță. Era necesar un nou produs, un alt produs. Din păcate, suntem dependenți de o singură substanță activă, dar cu cât mai multe produse, cu atât mai bine. Am făcut două tratamente cu insecticid sistemic în toamnă, poate chiar trei. Vom face cu siguranță cel puțin trei în primăvară. Cu cât avem o gamă variată de produse, cu atât ne va fi nouă mai bine. Orice soluție nouă e o veste bună pentru fermieri. Repet, în contextul în care nu sunt întotdeauna la dispoziția noastră aceste soluții, foarte bine că este prietenos cu mediul, cu biodiversitatea, dar, repet, eficacitatea produselor pe care noi le folosim trebuie să rămână criteriul principal, pentru că este important să protejăm mediul, dar trebuie să rămânem și noi în continuare competitivi ca și fermieri și să ne protejăm culturile, pentru că riscăm, datorită unor decizii politice, mai mult sau mai puțin bazate pe știință, să nu mai avem la dispoziție aceste medicamente pentru plante. O recoltă bogată pentru tine. O fortăreață invincibilă pentru culturile tale. Carnadin. Transformă-ți cultura într-o fortăreață. Carnadin asigură combaterea eficientă a unui spectru larg de dăunători pentru o gamă extinsă de culturi.